Matei, capitolul 6, când vă rugați să nu borborosiți același vorbe ca păgânii cărora, li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că și tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, haideți să repetăm cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelilor noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, Căci ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta vom continua studiul nostru Bibliei despre rugăciunea Tatăl nostru și am ajuns la fraza aceasta: "Pâinea noastră cea de toate zilele dă nouă astăzi." Practic ar trebui să spunem pâinea noastră cea de fiecare zi, pentru că una dintre evanghelii folosește exact expresia aceasta. Ideea pâinea cea de toate zilele ne introduce să credem că putem să cere lui Dumnezeu pâinea pentru toate zilele vieții noastre în avans. Ceea ce nu are deloc în intenție textul original, ci Domnul vrea să spună pâinea de care avem nevoie astăzi, astăzi să ne-o dea Domnul. Este un fel de dependență zilnică de Dumnezeu. Spuneam și înainte și azi dimineața am menționat că prima parte a rugăciunii Tatăl nostru privește împărăția lui Dumnezeu și interesele lui Dumnezeu, dacă vreți, îl privește pe Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu. Sfințească se numele tău. Vie împărăția ta și facă se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Trei lucruri cerem pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru interesele împărăției lui Dumnezeu. Și apoi, în rugăciunea Tatăl nostru, urmează trei lucruri pe care le cerem pentru noi și începem cu pâinea aceea de toate zilele, iartă-ne apoi greșelile și păcatele, cum iertăm și noi, și ferește-ne de ispită și de ispititorul, de cel rău. Trei lucruri absolut fundamentale pentru viața omului în această lume. De la Pâinea noastră cea de toate zile sau pâinea noastră cea de fiecare zi, nu? Începe, de fapt, rugăciunea noastră să se adreseze Tatălui Ceresc pentru nevoile noastre ca ființe umane. Dumnezeu dă ploaie și face să crească rodul câmpului. Ne-a pus în lumea asta și ne-a pus și ne-a creat cu niște nevoi fizice. Avem nevoie de alimentele de bază, dacă vreți, de elementele de bază ale vieții noastre. Și atunci când spunem pâinea noastră, cea de fiecare zi, spunem de fapt de tot ce avem noi nevoie ca ființă umană să trăim. Bineînțeles că mexicanii ar spune, nu, nu e corect că noi mâncăm tortia, nu? Ar trebui să spune tortia noastră cea de fiecare zi. Am întrebat un mexican cu care lucram în Chicago, zice, ce se întâmplă că ei volum zice, tortia mea, în tortia. <laughs> tortia lucrează. Dacă ar veni chinezii, ar zice, domnule, nu e în regulă, orezul, unde e orezul? Că ar trebui orezul să fie aici, orezul nostru cel de fiecare zi, nu? Sau, într-o parte din România, mămăliga, nu? În loc de pâine. Mămăliga, nu? Mămăliga nu o cea de fiecare zi. E, domnul vorbește aici despre nevoile noastre fundamentale ca și ființă umană. Noi trăim în America și se pare că prea multă vreme am trăit în prosperitate ca să credem că ni se cuvin toate aceste lucruri și ne trezim dimineața și nu ne mai rugăm pentru pâine, că știm că frigiderul e plin, nu, nu ne mai rugăm, domnule, pentru că deja am, am avut noi grijă de ce o să mâncăm astăzi. Și lucrul ăsta este rău. În același timp vin politicienii noștri care întotdeauna ne abordează și ne făgăduiesc că o să ne dea ceva. O să ocupă ei de pâinea noastră cea de fiecare zi. nu e așa? La un moment dat, Clinton, în campania electorală, a rostit fraza aia, Is the economy stupid? Zice, hei, nu fi atât de prost să vorbești despre alte lucruri. Nu? Oamenii sunt interesați de pâinea lor de fiecare zi. Sunt interesați de banii, de economie. Vorbește despre economie și nu fi prost. Își spunea lui însuși să nu uite să vorbească despre economie. Și politicienii ne promit pâinea. Cea de toate zilele. Și începem să credem că, domnule, de la ei o primim. Ei ne o dau. Nu observați cum diavolul îi folosește pe acești politicieni exact să ia locul lui Dumnezeu în viața noastră, nu? Mai dacă o să-l alegem pe ăsta președinte, nu ăsta o să ne dea. Nu? Toți promit că dau ceva. Când romanii simțeau că este o tensiune socială și se pot naște niște răscoale în imperiu, dădeau populației pâine și circ circ gratis, spectacole gratis să se distreze oamenii și le dădeau pâine. Mergea cu căruțele și aruncau pâini la oamenii de pe stradă. Pane în circem. Pâine și circ. Dintr-o dată nu mai era răscoală, nu mai făcea nimeni proteste că primeau pâine și circ. Exact același lucru fac politicienii cu noi astăzi. Ne dau distracții, nu? Și Hollywoodul se îngrijește să ne distreze 24 de ore, dacă trebuie, și vin politicienii și ne oferă promisiunile, ei ne vor da pâine. Unul vrea să dea acum și la toți studenții, gratis, scholarship, dacă îl întreabă de unde bani, nu știe. Probabil o să ia de la ea care muncesc, să dea la ea care nu muncesc, nu? Că așa este, așa se câștigă voturile. Ei, în această seară vom pătrunde mai adânc puțin în această parte a rugăciunii Tatăl nostru și primul lucru pe care vreau să-l menționez este că ar trebui să avem grijă de prioritățile noastre, de priorități. Prioritățile. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu ar trebui să fie pe primul loc în viața noastră. Știți că înainte să cerem pâine, am zis, sfințească-se numele tău. Am zis, vie împărăția ta. Am zis, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Înainte să cerem pâine de la Dumnezeu, trebuie să avem în vedere împărăția lui Dumnezeu. Înainte nevoilor noastre, trebuie să avem în vedere împărăția cerurilor. De fapt, Domnul Iisus Hristos a spus-o foarte clar, căutați mai întâi, împărăția cerurilor. Așa cum faceți în rugăciunea Tatăl nostru și apoi celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Căutarea împărăției nu înseamnă irresponsabilitate față de familie. Mă ocup numai de împărăția Domnului, numai cu rugăciune și cu cititul Biblie, nu mă interesează de, de familie. Nu înseamnă asta. Dar când Dumnezeu este pe primul loc și împărăția lui va fi pe primul loc, atunci Dumnezeu va începe să se grijească de nevoile tale. Faptul că rostim această rugăciune și faptul că ne încredem și punem pe primul loc împărăția lui Dumnezeu în viața noastră, asta dovedește credință în purtarea de grijă a împăratului. Credința este opusul îngrijorării. Când ne îngrijorăm noi, atunci nu mai avem credință. Când credem, atunci Domnul ne va purta de grijă. Credința nu înseamnă așteptare pasivă, ci acțiune în direcția obiectivului în care noi credem. Dar apoi apare realitatea, nu? Realitatea în care noi trăim. Știți că este uimitor ce fac oamenii pentru bani și pentru pâine cea de fiecare zi. Este îngrozitor. Pușcările sunt pline. Imoralitate, minciună, furt, sacrificarea bunăstării celor dragi. Sacrificăm sănătatea pentru bani, muncim peste limite, ne sacrificăm relațiile de familie, părinți care sunt o permanentă absență din familie pentru că sunt preocupați în continuu pentru pâine cea de toate zilele. Îmi spunea fratele Doru Cârdei în Moldova primul ministru de astăzi deține cam 60% din toată averea țării. Un singur om, 60% din toată averea țării. Cum a ajuns ăsta, nimeni nu știe. Dar vă dați seama că imoralitatea, minciuna, furtul, Oamenii ăștia au sacrificat relațiile lor, au sacrificat pe săracii țării, au sacrificat uh, totul să pună mâna pe asemenea verde bani. Uh, Băsescu îi numea pe ăștia mogulii, moguli, uh, oameni care furaseră banii țării și acum conduceau țara cu pârghele acestea economice. Uh, domnul a spus foarte clar, nu puteți sluji la doi stăpâni. Iată ce spune în Matei 6. Este, trebuie să observați că în Matei 6 este rugăciunea Tatăl nostru și imediat după rugăciunea Tatăl nostru se vorbește despre adevăratele comori, despre neputința de a sluji la doi stăpâni, despre grijă și îngrijorare. Pentru că imediat când vine vorba de interesele noastre personale, de nevoile noastre, cădem în aceste capcane, alergăm să punem mâna pe comori. Nu mai slujim Lui Dumnezeu, nu mai este împărăția Lui Dumnezeu pe primul loc, ci începe să fie împărăția noastră pe primul loc. Și apoi încep grijurile și îngrijorările vieții din goana aceasta, din alergarea după pâinea aceea de fiecare zi. Domnul spune așa, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci va urâ sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt. Sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Acum, Mamona, încă din Evul Mediu, era asociat cu demonul avariție și al lăcomiei. Era demonul uh, lăcomiei de avere. Și Domnul spune foarte clar, lăcomia de bani, Mamona aceasta, este idolatrie, este închinare la idoli. Uh, este în Matei 6. 19 la 21, cuvintele acestea ale Mântuitorului, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Um, Apostolul Pavel preia tema aceasta de la Mântuitorul și merge mai departe și spune așa, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și loc, lăcomia care este o închinare la idoli. Trăim în lumea asta materialistă care a scos lăcomia dintre păcatele astea mizerabile. Le -a, le a scos de acolo, parcă este ceva onorabil, să fii cât mai bogat, nu? Știți că am mai zis treaba asta. Unii vor să fie cei mai bogați oameni din cimitir. cei mai bogați din cimitir. Nu știu la ce le folosești. I-am povestit soției, azi am avut un vis foarte, foarte ciudat, șocant, un coșmar, m-am trezit transpirat de, de coșmarul ăsta. Să făcea că sunt la un spectacol foarte mare în aer liber într-un fel de teatru uriaș în aer liber, noapte, uh, nu țin minte ce spectacol era, dar dintr-o dată telefoanele tuturor au început să sune. Și toată lumea am scos telefonul și ne-am uitat la el și pe telefon era un text message care scrie așa ne pare rău serviciile noastre datorită evenimentelor actuale se vor întrerupe brusc. Și am rămas fără servicii telefonice toți. Și în următoarele secunde toate luminile încep să se stingă. Bum, bum, așa peste tot orașul s-a lăsat o întâlnire din la groaznic și numai telefoanele noastre cu lumina asta albastră era peste tot. Știți că poate veni o asemenea zi? O bombă care explodează la înălțimi poate să distrugă toate, toată electricitatea țării toate circuitele electronice, tot, 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 în câteva secunde. Și să lasă un în întunere din ala beznă peste noi toți. Știți că într-o zi putem pierde absolut tot, 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 ce avem? De ce oare uh, punem prioritate pe împărăția noastră și nu pe împărăția lui Dumnezeu? De ce oare? Eu cred că într-o asemenea vreme oamenii vor veni la biserică și le vor, vor căuta bisericile cum ne le-au căutat niciodată. Ferească, domnul, de o explozie nucleară undeva în America. Coreea acum a făcut primele experiențe cu bombe, cu rachete care pleacă de pe submarine. Cu toată tehnologia ei, America nu poate urmări submarinele să vadă unde sunt și ce, ce vor face. Coreenii pot să vină foarte aproape aici, de New York, E adevărat că rachetele lor nu merg mai mult de, ce știu 100-200 de kilometri, dar va fi suficient dacă se apropie de țărm și explodează o bombă din asta. Știți că într-o singură zi, tot ce suntem și știm noi se poate întoarce peste cap și putem ajunge în evu mediu, să ne ferească Dumnezeu de, de asemenea zi. Dar dacă nu ți-ai pus încrederea în Împărăția Lui Dumnezeu, ziua aceea va fi teribilă. Apostolul Pavel continuă în Efesen 5 cu 3 și spune Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Wow! Curvia și lăcomia de avere puse pe aceeași pagină, o, oh, ne ferim de prima, nu, nici nu vrem să auzim, dar la lăcomia de avere, eu, cu cât ești mai bogat, te văd, frații, mai bine. Ești, ești mai bine văzut, nu? Wow! Gândiți-vă bine la aceste lucruri, pentru că dacă noi luăm împărăția lui Dumnezeu de pe primul loc din viața noastră și o punem împărăția noastră, se vor întâmpla lucruri teribile în viața noastră. În Matei 6, versetele 19 la 21, pe care vreau să vi le citesc, spun așa: Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morile și rugina. De fapt, am, îl avem aici pe ecran. Știți ce vrea să spună formula asta din partea Domnului? Domnul nu spune că nu trebuie, nu, nu vrea să sugereze că trebuie să trăim în sărăcie. Sărăcie nu este o virtute, absolut deloc. Nu ne zice că trebuie să fim săraci. Nu este nicio virtute să fim săraci. Cum nu este nici virtute să fim bogați. Doi. Domnul nu spune că nu trebuie să economisim, nu trebuie să punem bani deoparte pentru pensie. Știți că majoritatea americanilor nu se gândesc la pensie? Nu? Să se gândească Obama. Nu, nu. Să se gândească alții la pensie. Nu economisem, nu economisesc bani. Domnul nu spune să nu economisim. Domnul sugerează să nu acumulăm, să nu stocăm bogății, să nu facem din adunarea lor, din, din stocarea lor, scopul vieții noastre. Știți că în Noul Testament este unul care a zis o, o goarele mi-au rodit, am avut o recoltă formidabilă, uite știți ce am să fac anul viitor, am să fac niște hambare mai mari, o să am o producție la hectar și mai grozavă și apoi suflete, mănâncă și bea și odihnește-te că te-ai rezolvat. Știți ce a spus Domnul? Nebunule, chiar în noaptea asta ți se va lua sufletul. Și apoi o să fie hambarele astea? Cine o să mănânce astea? Nu o să le mănânci tu. Nu este o prostie omenească să muncești de dimineața până în noaptea, să aduni, să acumulezi, să strângi tot, ca într-o zi să mănânce cine nu vrei tu să pape cine nu vrei tu tot ce ai muncit și ai acumulat -o. Pentru că asta se va întâmpla. Domnul spune să investim comorile în lucrul lui Dumnezeu, în împărăția lui și vom primi răsplată veșnică. Gândul mă poartă la investiții în lucrarea misionară. Credeți-mă, după ce am văzut experiența asta de la Chișinău, m-am gândit ca anul ăsta să începem să facem și noi un proiect, o investiție mai specială. Ce a zice să adunăm așa vreo, poate nu o mie, că ar fi prea mult, dar câteva sute de pachete de Crăciun, de exemplu, și să vizităm tot neighbor ăsta de aici, unde suntem noi, și să dăm câte un cadou de Crăciun la toți necăjiți ăștia de aici. Ce-ar fi să facem și noi niște dușuri și un laundry aici undeva, că așa și avem o sală care nu prea o folosim, pentru și din zona asta. Măcar să poată să vină să facă baie. Ce-ar ziceți de chestia asta? Să începem să, să investim în Împărăția Lui Dumnezeu, să investim în oameni. Pentru că am ajuns foarte bogați. Noi românii de aici am ajuns foarte bogați în împărăția noastră. Și așa de preocupați suntem de împărăția noastră, nici la biserică nu mai venim. Nici la biserică nu mai venim. După ce am văzut, în prima parte, prioritățile și am văzut că trebuie să punem împărăția Lui Dumnezeu pe primul loc, haideți să vorbim puțin de promisiunea, promisiunea Lui Dumnezeu. De fapt, sunt lucrurile care le-am spus înainte. Promisiunea pe care a făcut-o Domnul. Tot în Matei 6, versetele 24 la 33, Domnul ne face niște promisiuni foarte speciale. Haideți să citim versetele acestea împreună. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, ori va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va însăcoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ascultați! De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât rana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel cereți le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de decât ele? Vai, ce promisiune frumoasă aici! Și apoi, cine dintre voi, chiar dacă s-ar îngrijora, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Pâine aceea de fiecare zi, asta înseamnă ce mănânci, ce bei și ce te îmbraci. Și Domnul spune, eu vă promit că am grijă de voi. Tentația noastră este să ne îngrijorăm ce o să mâncăm. Nu, ce o să mâncăm? Ne mai cumpărăm un frigider. Nu? Și dacă suntem preppers, nu, ne pregătim de sfârșitul lumii. ne burdușim cămara cu chenul de fasole, cu 2-3 saci de orez, ceea ce ține, nu? Pe ori, pentru orice eventualitate, o să supraviețuim. Wow! Domnul zice, uitați-vă la păsările cerului. Nici nu seamănă, nici nu se cere, dar se îngrijește Dumnezeu de ele. De aceea, Domnul zice, în fiecare zi îi spune pâine noastră cea de fiecare, ne o nouă astăzi. Unii, unii dintre noi nici măcar nu mulțumim pentru ea. Ce să ne mai rugăm? Că ne descurcăm noi fără Domnul. Ce ar fi dimineața când ne trezim? Să spunem Tatăl nostru și în special să spunem, Doamne, pâinea de care am nevoie astăzi, dă-mi-o, te rog. Și să-i mulțumim apoi că ne-a dat-o. Să avem încredere în El. Apoi avem tentația să ne îngrijorăm de haine. Ce o să ne îmbrăcăm? Mai faceți o vizită de la closet. Master closet. Numărați câte costume, câte rochii, câți pantofi, câte sute de pantofi au unele doamne de la noastre. Okay. Cineva zicea, ne-a dus, ne arate basement-ul casei, era ca la Walmart, și Rodica zice, bun, dar de ce le-ai cumpărat? Păi zice, era păcat să le lași acolo la prețul ăla. Nu? Era păcat să le lași acolo. Era un cel, nu? Era mare păcat să le lași acolo. Duci acasă, nu? Că acasă nu-i păcat să le ții. Because our flexible friend, nu? The credit card, Just open another possibility. Și iară cumpărăm ceva de care nu ne trebuie. Și iară cumpărăm. Ne îngrijorăm de ce îmbrăcăm. Și Domnul zice, ia uitați-vă voi la crinii de pe câmp. Nici Solomon a fost îmbrăcat cu atâta slavă și glorie cum îmbracă Dumnezeu florile de pe câmp. Dacă el poartă de grijă păsărilor și florilor, noi este mai puțin importanți, zice Domnul, voi sunteți mai puțin importanți? Puțin credincioșilor, zicea Domnul, puțin credincioșilor. Știți că Dumnezeu știe de nevoile noastre? Când suntem preocupați de împărăția Lui, El se ocupă de nevoile noastre. Asta este regula numărul unu. Când suntem preocupați de împărăția Lui, El se ocupă de nevoile noastre. Cineva a spus că dacă un extraterestru așa ar veni pe planeta noastră și așa de la mare înălțim din farfuria lui zborătoare, așa ne-ar studia ce fac pământenii, ar trage concluzia că Mântuitorul ne-a poruncit. Căutați mai întâi o casă mare și frumoasă, un geab bun și bine plătit, o nevastă frumoasă care să vă iubească. Căutați o diplomă, căutați faimă, și apoi, dacă vă mai rămâne timp ceva, mai faceți ceva și pentru împărăția cerurilor. Asta ar trage concluzia, a venit din altă parte, că asta ar fi fost porunca Domnului, pentru că noi asta împlinim. De dimineață până seara, umblăm după împărăția noastră și când mai avem timp, cu restul de timp mai facem ceva și pentru împărăție. Cu restul de bani mai facem ceva și pentru împărăție. De ce Evanghelia nu ajunge până la marginile pământului? De aceea milioane de oameni merg în iad în fiecare zi. Pentru că noi căutăm împărăția noastră, nu împărăția Lui. Când suntem preocupați de împărăție, El se ocupă de nevoile noastre. Iată ce îmi spune Pavel în Filipeni 4,19 și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Isus Hristos. Să rugăciunea Lui. Știți că este același Dumnezeu, este același Tată? Când ne preocupăm și când ne preocupăm de afacerile împărăției, Dumnezeu se ocupă de afacerile noastre. Împăratul se ocupă de ale noastre. Când spunem că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, când lucrezi pentru El, El lucrează pentru tine. Dărnicia, apoi, este caracteristica fundamentală a omului care caută împărăția lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, 9, 6 la 8. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Când, când dăruiești, când dăruiești, de dă cu bucurie. Noi încercăm să cântăm. Când daruim, când uh, mulți will fake it, mulți, mulți ne facem că ne bucurăm așa și ne facem socotelni, ne uităm oare care dintre bagnote să, să o dăm. Uh, cineva a făcut un, un exercițiu în biserică foarte interesant, eu încă n-am avut curaj să-l fac. Uh, I-a rugat pe frați să schimbe portofelele între ei pentru câteva minute în biserică. Fiecare a dat portofelul la Și a zis, nu, acum facem colecta. Știți <laughs> că a fost cea mai grozavă colectă, pentru că fiecare a dat din banii altuia. Ești foarte generos întotdeauna cu banii altuia. Dar apropo, știți că banii care aveți în portofel nu sunt ai dumneavoastră? Sunt ai Domnului și ar trebui să fiți generoși cu banii altuia. nu e așa? Că îi dăm tot lui. Dă cu bucurie. Dă cu atitudine corectă. Dă cu atitudine corectă. Observați aici, nu cu părere de rău, de silă. Nu? Ce să facem no, Să uite toți la noi? Iară vine la cu de pe aici. Mă spune la pastor că am pus, că am pus un dolar. De silă. De silă. Și dă cu motivații corecte. De cu o motivație corectă. Mai stau, rog, cu banii. Dacă dau 20 de dolari, Domnul să-mi dea 200. Domnul să-mi răsplătească. Doamne, dar n-am toate bani la biserică astăzi. Ce faci? Nu da cu o asemenea atitudine. Pentru că nu lucrează. Pe Domnul nu-l poți duce. Și apoi, în final, ar trebui să ne gândim la petiție, la rugăciunea care o facem. Vedeți trei lucruri în această seară care să le ținem minte bine, prioritățile, promisiunile și petiția, toate cu litera P de la Petru. A, așa, petiția, cererea. Cere pâinea de care ai nevoie astăzi, cere necesitățile vieții pentru astăzi, pentru astăzi. Am cunoscut o serie de businessmen din România, imediat după Revoluție, și am fost foarte surprins că eu am știut pe oamenii ăștia înainte de Revoluție, dar după Revoluție deja erau oameni de afaceri. Deveniseră extrem de credincioși, domnule, aveau prorocii lor, îi vizitau tot timpul și mi s-a părut ciudat că înainte n-am mai făcut chestia asta. Ei, erau interesați să afle de la domnul, merge investiția asta sau nu merge investiția asta? câștigă sau nu câștigă. Și câștigau și prorocii bine, că erau finanțați, nu? spunea prorocie bună. Wow! Cere pâinea pentru astăzi. Nu cere pentru toate zilele, pentru restul vieții cere nevoile de astăzi, Domnul se va ocupa astăzi, ajunge zile necazul ei și Domnul împlinește nevoile zilei de astăzi. Trebuie să avem prioritățile corecte, corect așezate, ca să putem pretinde promisiunile lui Dumnezeu. Era o poveste simpatică, s-au dus cei de la Coca-Cola la Papa, de la Roma, așa zis, părinte, cât cer să băgăm și Coca-Cola în Tatăl nostru. Când zic, zic oamenii pâinea noastră și Coca-Cola, cea de fiecare zi, papa și-a făcut cruce când a auzit de treaba asta. 10 milioane în poveste, 100 de milioane, nimic, i-a dat afară. Și pe drum, discutau ăștia, mă, oare cât au dat ea de la pâine, domnule? A băgat pâinea în tatăl nostru, nu? Uh, consideră pâinea ca fiind nevoile de bază ale vieții. Cerele de la El, pentru că El este sursa uh, noastră sigură, este singura noastră sursă de viață. Cereți de la Domnul, depindem de El, de purtarea Lui de grijă, de dragostea Lui părintească. Apoi cere zilnic cele necesare vieții tale. Pentru că Dumnezeu este un tată care vrea să ne audă zilnic. E ca o, ca, o tată, ca o mamă care vrea să vină copilul și să ceară de mâncare în fiecare zi. Nu este satisfacție mai mare pentru o mamă decât să vină copilul și să spună: Dăm ceva de, de mâncare, mă mi-e foame. E adevărat că Dumnezeu este un tată bogat. Poate să ne dea și fără să cerem, dar hai să fim serioși. Ne convin copiii aia care nici măcar nu cer de mâncare niciodată? Ba, când le dai mărâie, nu le place de aia ce le dai tu. No. Ai făcut supă de pui și sarmale și de tot și el vrea McDonald's. Chicken nuggets. Bine, să căpiesc, nu-i așa? În concluzii, câteva lucruri care vreau să le subliniem. Numărul unu, în rugăciunea dată nostru sunt trei nevoi ale Lui și trei ale noastre. Când ne ocupăm prima dată de nevoile Lui, El se ocupă de nevoile noastre. Considerați pâinea noastră, nevoile noastre de bază ale vieții și cereți de la Domnul. Și vă rog, faceți distinție între necesitate și lux. Noi asta nu mai știm astăzi. Nu mai știm să facem distinție ce este necesar și ce este lux. Știți că am putut trăi fără foarte multe lucruri care le aveți astăzi în bucătărie avem câte un robot pentru temirce. nu e așa? Tot felul de mașinării, tot felul de gadgets. Am avut asta în România altă dată? Nici vorbă. Avem câte un spray, iară, pentru temir ce. Avem atâtea instrumente, atâtea lucruri, pe... fără de care am putut trăi bine, mersi, altă dată. Dar acum nu mai știm ce este necesar și ce este lux. Știți că Dumnezeu se îngrijește de necesitățile noastre, nu de luxul nostru? Faceți distinție. 4. Cere zilnic. Dumnezeu e un Tată care vrea să ne audă în fiecare zi. Vrea să mergem în fiecare zi la El. 5. Nu uita de prioritățile vieții noastre. Prioritățile vieții noastre este împărăția, pe urmă este pâinea vie împărăția ta, pe urmă de ne pâine, Doamne. Când inversăm și cerem pâine și nu ne mai interesează împărăția, s-ar putea să nu ne asculte Domnul și să ne lasă să suferim. Pentru că Dumnezeu se ține de promisiune când noi respectăm prioritățile Lui. Cred că dacă din Tatăl nostru am putut învăța ceva, acestea sunt lucrurile cele mai importante cereți în fiecare zi și mulțumiți în fiecare zi pentru pâinea pe care o primim de la Domnul. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să mulțumim Domnului că și în seara aceasta s-a îngrijit de pâinea sufletească, de pâinea spirituală pentru noi și ne-a dăruit o hrană bogată. Domnul să primească mulțumirile și recunoștința noastră tuturora să ne rugăm.